ziua! Numele meu este Hoali Gabriela, sunt student la, în cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, și astăzi vreau să vă vorbesc puțin despre pilonul 2 al pensiilor din România. Pentru început, pensiile private sunt... Sunt de două feluri, individuale sau colective, și sunt gestionate fie de instituții, financiare sau de asigurare. În prezent, în România există 7 astfel de instituții, printre care BRD, BCR, NN, Metropolitan Life, AZT Viitorul Tău, ARIP și Vital. Privind totalul participanților în perioada 2019-2023, putem observa că de-a lungul celor 5 ani de studiu au fost înregistrate aproximativ 800.000 de persoane noi, ba chiar mai mult, anual s-au înregistrat aproximativ 180.000 de persoane, diferențe, sumele înregistrate fiind datorate faptului că anual vin noi persoane în câmpul muncii. În ceea ce privește cota de piață a participanților cu contribuții individuale, putem observa faptul că locurile 1 și 2 sunt ocupate de fondurile NN și AZT Viitorul Tău, care pe parcursul celor 5 ani de studiu au înregistrat mici scăderi în valoare de aproximativ 1%, iar la celălalt pol putem observa fondul BRD, care pe parcursul celor 5 ani reușește să înregistreze o creștere cu aproximativ 0,9%, cu toate că se situează pe ultimul loc în clasament. În ceea ce privește structura participanților în funcție de sex, putem observa că diferența dintre femei și bărbați este de aproximativ 300.000 de persoane, fapt datorat indicelui de șomaj ridicat în cazul femeilor, deoarece acestea aleg să rămână acasă, să îngrijească gospodăria și copiii, iar raportându-ne la totalul persoanelor participante, bărbații ocupă o pondere de aproximativ 52%. Pe parcursul celor 5 ani putem observa că fondul NN a fost cel mai ales de participanții la fondul de pensie, înregistrând o creștere de aproximativ 3 ori mai mare din anul 2019, în care au avut 528 de persoane noi venite, raportat la anul 2023, unde au fost 1.393. BCR a înregistrat cea mai mare evoluție pe parcursul anilor de studiu, având o creștere spectaculoasă de aproximativ 6 ori mai mare, iar la polul opus se află fondul BRD, cu o scădere de aproximativ 90% pe parcursul acestor ani. Iar în final vreau să vă mulțumesc pentru atenția acordată.